Preacucernice Părinte Protopop, Preacucernice Părinte, domnule primar Ioan Turc, domnule subprefect, doamnă secretar general, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, bună seara și bine ați venit! Consemnăm în această seară, consumăm și ne bucurăm de un eveniment cultural excepțional. Se găsește la Bistrița pentru prima dată în viața sa, unul dintre cei mai mari creatori de teatru din Europa, regizorul Silviu Purcărete. Împreună cu domnia sa este președintele UNITER, domnul Dragoș Buhagiar, scenograf, scenograful preferat al marelui regizor. Cred că în ultimii vreo 15 ani, poate chiar mai bine, Silviu Purcărete l-a folosit sau s-a folosit sau a colaborat, pentru că de ce sunt colegi, doar de scenograful Dragoș Buhagiar. Dumnealui nu se găsește pentru prima dată la Bistrița, a fost și anul trecut în calitate de președinte la UNITER, când aici, în această sală, a avut loc gala premiilor UNITER. Este de asemenea la Bistrița profesorul universitar de la Universitatea din București, Sebastian Vlad Popa, redactorul șef al revistei Infinitezimal, care este editată de Centrul Cultural Municipal George Coșbuc. Îi mulțumesc pentru prietenia lui de zeci de ani. Cu el am colaborat și pe vremea când nu eram la Centrul Cultural Municipal. Am mai editat o revistă care a fost, a cărui director artistic a fost tot Sebastian Vlad Popa, se numea revista Ocean. Pentru un număr din acea revistă a primit premiul UNITER și a primit încă un premiu UNITER Sebastian Vlad Popa. La nici 35 de ani avea deja două premii UNITER pentru critică de teatru și, sigur, doctorat la 28 de ani cu regretatul Eugen Simion, cu o teză din Dimitrie Cantemir. Avem bucuria să fie cu noi și tânăra actriță și foarte talentată Alexandra Tofan. Azi este ziua ei, să-i spunem la mulți ani. Un tânăr strălucitor, Laur Cavachi, care este redactor la revista Infinitezimal și este omul de încredere al lui Sebastian Vlad Popa. De asemenea, se găsește alături de noi și alături de mine gest pentru care îi mulțumesc în special, cel mai important poet al orașului nostru și unul dintre poeții cei mai buni și respectați din România, Dan Coman, dar în același timp și el laureat cu un premiu UNITER acum 2 ani pentru o piesă pe care a realizat-o împreună cu regizorul Radu Afrim, alt mare creator de teatru, cu care am început să colaborăm. Deci noi, prin Radu Afrim, Silviu Purcărete, Dragoș Buhagiar, Dan Coman, Sebastian Vlad Popa, într-un fel trasăm perimetrul de expresivitate și de superlativ pe care încercăm să-l implementăm la Bistrița. Îl invit acum pe domnul primar Ioan Turc, pentru că acest eveniment se desfășoară sub o platformă pe care dumnealui a înființat-o, Ateneul de Bistrița, să spună câteva cuvinte, cum întotdeauna o face dânsul, concis, expresiv și explicit. Da, mulțumesc. Gabi a cam naționalizat toate numele proprii care astăzi sunt în fața dumneavoastră. Așa că nu-mi rămâne decât să spun că Ateneul de Bistrița este o platformă de dezbatere a ideilor mari ale lumii de astăzi, că până în această seară au trecut prin Ateneul de Bistrița și prin fața domnilor voastre diplomatul Lazar Comănescu, profesorul regretatul profesor Michael Șafir și în această seară excepționalul Silviu Purcărete. Cred că
ar fi cazul să intrăm în dezbateri. Nu se impun foarte multe aprecieri, discuții, judecăți de valoare pe marginea acestor mari nume. Vă mulțumim pentru că țineți aproape de acest fenomen pe care îl dorim perpetuabil și credem că merită. O seară bună! Mulțumim domnului primar pentru cuvintele alese care le-a exprimat. Moderatorul acestei întâlniri, acestui dialog, va fi Sebastian Vlad Popa, căruia o să-i înmânez microfonul. Ne vom strădui să nu facem o întâlnire, un dialog lung și lăbărțat. Sigur că suntem recunoscători celor care ați venit la o întâlnire cu o personalitate atât de prestigioasă și prodigioasă. Întâlnirile de acest gen se întâmplă în general în săli mai mici, așa că doar întâmplător pare că nu-i foarte multă lume, sala aceasta are aproape 400 de locuri, ori o conferință, o întâlnire, un dialog se organizează în săli mult mai mici, de 100 de locuri, de 200 de locuri, și atunci dacă e plină, pare că sunt foarte mulți oameni. Dar pe noi nu ne interesează cantitatea, ci calitatea, așa că vă suntem recunoscători că ați făcut efortul de a vă întâlni cu Silviu Purcărete și cu alte personalități ale teatrului românesc, pentru că și despre asta este vorba în discuția noastră. Intenționăm, primarul orașului Bistrița a promis, a declarat, a afirmat că vom avea teatrul la Bistrița și sunt convins că vom avea, deci vom fi în coerență cu afirmația primarului nostru. Până atunci, când vom avea și teatrul, și așa, toată logistica s-a pus la punct, adică s-au făcut prerogativele pentru astfel de instituție pe care orașul nostru cred că o merită. Până atunci să vorbim un pic cu regizorul Silviu Purcărete, discuția purtată de Sebastian Vlad Popa. Mulțumesc. E straniu puțin că domnul Gavril Țărmure trebuie să mulțumească mie pentru că fac o revistă la București pe care o subvenționează județul, municipiul, da, primăria, Bistrița. Nu, e invers. Eu trebuie să mulțumesc că Bistrița tolerează un capriciu bucureștean cu asemenea libertate acordată nouă. Da, nu, n-am nicio idee de, nici de început, nici de sfârșit. Lucrurile sunt mult mai simple decât ar trebui ele să pară acum, că s-ar angrena într-o dezbatere. Din capul locului trebuie spus următorul lucru. Silviu Purcărete este unul dintre cei mai importanți artiști, nu doar în teatru ca regizor, artiști români la ora actuală. Sunt criterii măsurabile. Ce să invocăm aici? Faptul că spectacolele lui circulă de 30 de ani pe toate continentele lumii, spectacolele lui românești, dar că în același timp montează spectacole în toate marile capitale și cele mai importante capitale ale culturii mondiale, că este numele artelor românești cel mai vizibil în lume. Bun, iată, criterii măsurabile. Dar nu sunt criteriile care să ne omologheze adevărul absolut în legătură cu această afirmație, că este un artist mare, desăvârșit. Adică notorietatea, faptul că circulă în marile rețele de interes teatral și de circuit al culturii teatrale, toate lucrurile astea s-ar putea să ne înșele. Dar Silviu Purcărete este un mare regizor și cred că trebuie lucrul ăsta explicat și spus de ce.
El inventează o stilistică teatrală, el inventează un mod nou de a face teatrul. Nu e nicio vorbă mare în ceea ce spun eu. El inventează o gramatică, aș putea spune, a punerii în scenă. Mă va contrazice, va spune, nu, și cu tare important e și el face așa și eu m-am uitat la celălalt, am împrumutat. Bineînțeles, toate astea s-au întâmplat. Un mare creator adună la sine o serie întreagă de teme, formule, modalități care îl preced și produce o sinteză. Asta se întâmplă în cazul lui Silviu Purcăret. Suntem obișnuiți la teatru să spunem, adică să punem accentul sau să atribuim teatrului un rol aproape exclusiv de stârnitor de emoție. Nu? De ce se duce omul la teatru? Ca să trăiască o emoție. Și cum se produce emoția? Păi prin intensitatea jocului actorului. Carisma actorului nu poate fi scoasă din ecuație. Pare-se că totuși nu primul semn care trebuie să producă mișcare, care trebuie să producă dinamică, este actorul. Actorul trebuie să fie carismatic, trebuie să fie puternic, trebuie să conțină el însuși o densitate emoțională extraordinară. Și atunci aș zice că majoritatea regizorilor importanți, revoluționari ai secolului al XX-lea, ei sunt revoluționari în sensul în care ei investesc niște soluții sau inventează sau propun niște soluții de intensificare a emoției actorului. Că actor nu până la ajunge la formula lui Grotowski, care ne spune actorul sfânt. Da? Este un mare regizor polonez, legendar, actorul sfânt. Când auzi actorul sfânt, te îngrozești. Cum poate să fie un actor, actorul sfânt? Că ce se întâmplă? Se sfințește actorul pe scenă, devine un preot, începe să comunice cu lumea cealaltă, se intră în transă. Da, el ar cam fi vrut și asta, să se intre în transă. Chiar și Stanislavski, care este părintele, nu, al regiei secolului al XX, să zicem, tot așa, investește în actor. Actorul trebuie să fie o densitate de energie, el trebuie să poarte o biografie în spinare și lucrul ăsta trebuie să se vadă. Și de ce se întâmplă lucrul ăsta? Pentru că, în esență, ce trebuie să facă actorul? Trebuie să producă empatie. Asta e un cuvânt pe care îl folosesc numai de vreo 20 de ani. Că până acum 20 de ani eu n-am știut că există cuvântul ăsta, empatie. Dar acum peste tot este vorba de empatie. Nu știu, un schimb de emoție, de bun, nu știu ce înseamnă exact. Deci, relația este profund sentimentală. Ce se întâmplă cu Silviu Purcăret? S-ar putea să mă înșel. Brusc, Silviu Purcăret nu mai investește în această energie mistică aproape care este actorul. Și propune o structură în scenă, foarte muzicalizată, aș zice, ordonată, alcătuită din ce? Din tensiuni ale dinamicii, din pauze, din lentouri importante, din accente puternice, din surprize, deci din un soi de mecanică. Bine orchestrat, bine muzicalizată, bine instrumentalizată în scenă, astfel încât, da, se produce efectul ăsta. Oamenii vin la spectacolele lui Silviu Purcărete, eu mă uit foarte mult și la chipurile spectatorilor în timpul spectacolelor. Oamenii vin la spectacolele lui Silviu Purcărete, rămân, stau două ore cu gura căscată, stau așa într-o stare de siderare. După care, la sfârșit, vin aplauzele, dar vezi că sunt contrariați, sunt într-un fel perplexi. De ce? E momentul să se înspăimânte. N-au înțeles nimic. N-au înțeles nimic, dar au stat două ore într-o fascinație oarbă, surdă sau dimpotrivă.
hipervăzătoare, hiperascultătoare, acusmatică. Eu cred că așa arată obiectul artistic. Obiectul artistic nu este despre ce, ci este o construcție de sine atât de bine organizată, atât de bine structurată, atât de firesc până la urmă structurată, încât privitorul sau ascultătorul sau receptorul intră într-o, trăiește o emoție care nu mai este emoția aceasta care se cheltuie ușor, și anume emoția empatică. Și o emoție la un alt nivel, la un alt grad de intensitate și de stare de sănătate. Mi s-a întâmplat mie de 30 de ani cu teatrul lui Silviu Purcărete, care în anii 90 produce la Teatrul Național din Craiova trei formidabile spectacole enorme, uriașe, animate de niște coruri uriașe, nu este vorba despre Titus Andronicus, mai puțin cu coruri în Titus, dar după aia Fedra, apoi Danaidele, spectacole care, cum am spus, au cutreierat lumea. Din clipa aceea, Silviu Purcărete devine una dintre figurile centrale ale regiei mondiale și, și parcurge o formidabilă carieră de la sine înțeles, până în momentul acesta când se află în fața dumneavoastră la Bistrița. Domnule Silviu Purcărete, da, de ce ați venit la Bistrița? Vă închipuiți că n-am să pot să vorbesc așa de frumos ca el. Sunt foarte intimidat de... Am fost aruncat într-o baie de encomiastică de la început, laud de toate felurile. Nu le auzi chiar atât de des. Plăcute, dar, repet, intimidante, cu atât mai mult cu cât regia acestei întâlniri cu proiectoarele pe noi, dumneavoastră, în beznă totală, înseamnă că asistați la un spectacol. Eu însumi sunt obiectul unui spectacol și nu știu cum să mă comport. Evident, regizorii sunt totdeauna absolut infirmi pe scenă în fața publicului. E pedeapsa pe care probabil o medităm din când în când să ne așezăm în fața. Deci nu văd, știu că sunt niște ochi care ne privesc. Sigur, lucrurile sunt mult mai simple. Din ce a spus domnul Sebastian Vlad Popa, e corect ceea ce spune, probabil că dimensiunile pe care vrea le sugerează sunt ușor exagerate. Lumea teatrală, peste tot, pe tot globul, este totuși una de nișă. Numele meu e probabil cunoscut în zonele de elită ale teatrului, dar nici de cum în lumea largă. Nu e chiar așa. Acum, de ce sunt eu la Bistrița? Cu adevărat, n-am fost niciodată aici și spre rușinea mea știam destul de puține lucruri despre orașul acesta, neavând niciun fel de legătură. Cu toate că am aflat destul de curând că probabil că aș avea chiar un domeniu pe aici, pentru că e un sat în județul acesta care îmi poartă numele. Din păcate, nu-i proprietatea mea. Alminter nu am legătură cu Bistrița, n-am avut nici cunoștințe, deci n-am știut. Schimb, de câțiva ani buni, sunt un mare admirator al uneia din cele mai fabuloase reviste culturale din România și chiar din alte părți, un obiect cultural, un obiect artistic absolut remarcabil, deci este vorba de revista Infinitesimal, care este produsă de
prietenul Sebastian, și am fost absolut uluit de faptul că această revistă este născută prin voința și bunăvoința și grația unor oameni din acest loc, despre care eu nu știam nimic. Deci, de foarte multă vreme am aflat doar atât că aici se întâmplă miracole culturale. Și iar în momentul în care am aflat că domnul Țărmure m-ar invita să calc pe aici, am răspuns imediat cu emoție și cu recunoștință. Deci mă bucur foarte mult că sunt aici din toate punctele de vedere. Acum, sigur că, de fapt, am venit și în ideea că poate la un moment dat aceasta să existe o continuare și câtă vreme ne ține Dumnezeu să putem să facem ceva în domeniul în care ne mai pricepem în legătură cu acest oraș, cu dumneavoastră, cu lumea de aici, să vedem ce se va întâmpla. Deci deocamdată de asta am venit eu aici, sunt extrem de emoționat că vin într-un loc legendar din punctul meu de vedere, pentru că nu poate fi decât legendar un loc din România, într-adevăr, capabil să susțină un capriciu atât de genial ca vista infinitesimală. Imediat pasez microfonul lui Laur Cavachi. Așa, dar stau și mă întreb... Oare publicul acesta, care din Visice este un public extraordinar, pentru că beneficiază de întâmplări formidabile, cum ar fi festivalul de poezie, cum ar fi faptul că există o orchestră filarmonică, o orchestră simfonică în acest oraș, care are cât un concert cel puțin pe lună, sau concerte camerale și de jazz și așa mai departe. Se întâmplă, într-adevăr, cum ați spus, o serie de lucruri de cel mai înalt nivel, comparabile, compatibile cu evenimentele culturale ale orașelor de mai adâncită tradiție sau de mai accelerată tradiție culturală. Dar mă întreb totuși dacă publicul acesta a văzut spectacole de Silviu Purcărete și unde. Ar trebui să fac așa, ca un om de scenă, nu? Și să te ridicați mâna. De ce ați văzut? Ați văzut ce se poate vedea la Cluj acum de dumneavoastră? Ce aveți la Cluj? Ce spectacole? Cum? Acum chiar din Cluj se joacă Macbeth. Unde se mai poate merge? La Timișoara? Nu, la Timișoara nu. La Tokyo se poate vedea. Bun. Da. La Tokyo. Aici am vrut să ajung, la Tokyo. Dragoș Buhagiar, întrebare pentru dumneavoastră acum. Sunteți scenograf de lungă carieră, nu? De la o vreme lucrați cu Silviu Purcărete. De la o vreme, în mod constant, în mod organizat, ca să spun așa. Păi trebuie să vă întreb despre felul în care se schimbă, se mută ceva în felul nostru de a gândi scenografia și teatrul după întâlnirea și în urma acestor experiențe cu Silviu Purcărete. Bună seara! Am avut profesori buni, respectiv tatăl meu m-a chinuit toată copilăria spunându-mi că să nu mă las condus de oameni mai slab pregătiți ca mine, dar a fost un chin, adică începând de la expresia țărane, o să te conducă tot proștii. Cam așa era. Și sigur că m-a intrat atât de bine în cap
a devenit o sintagmă pentru mine. Pe de altă parte, trebuie să-i mulțumesc pentru că, într-adevăr, în momentul când m-am apropiat de teatru, am realizat foarte rapid cam care ar trebui să fie poziția mea în teatru, respectiv poziția unui scenograf într-o echipă de teatru. Specific scenograf, nu scenarist, pentru că se mai întâmplă confuziile astea. Adică mă ocup cu costume și cu decoruri, de obicei. Și sigur că am înțeles rapid ecuația asta, care e de fapt foarte simplă. Teatrul înseamnă echipă. Teatrul nu se face niciodată de unul singur. Teatrul ce producem noi, scenografii, nu este o lucrare personală care poate fi expusă, ci suntem componenta unui organism viu care, la un moment dat, poate produce spectacole. Acum, nu o să vorbesc mult despre mine, trebuie să înțelegem de la început că regizorul, în mod special Silviu Purcărete, este un manipulator. Regizorii ar trebui să fie manipulatori, în sensul frumos al cuvântului, pentru că lucrează cu diferite materii. Una din materii, evident, mă aflu și eu. Sigur că fac o paranteză acum. Este foarte important să știi cum îți canalizezi cunoștințele dobândite. Dobândite în copilărie și în adolescență și în școală. Pentru că am mai întâlnit persoane extrem de pregătite de acasă, de la școală, pregătite. Persoane excepționale care au rămas încremenite în proiect, cum să zice. Adică conții o informație, dar nu știi cum să o folosești. Este foarte important să știi cum aduni și cum pui la oaltă informația pe care o conții. Purcărete este un sac de informații din foarte multe domenii, ca și noi scenografii care să presupunem că avem o meserie care cumva la o răspântie de drumuri. Așa, regizorul cumva este o persoană complexă care teoretic are cunoștințe din foarte multe domenii. Esențial ar fi, sigur, din, să spunem, literatură, muzică, arte plastice. Silviu Purcărete a terminat arte plastice, ceea ce îl face, îi dă o dimensiune în plus, artistic. E un artist cu o dimensiune în plus. Are un limbaj. De fapt, toată povestea se reduce la limbaj. O să vedeți că ajung. La limbaj este limbajul pe care noi îl folosim între noi și care este foarte specific între un regizor și un scenograf, dar este, după care, este limbajul pe care îl folosește cu actorii, limbajul pe care îl folosește cu producătorul, limbajul pe care îl aplică și îl folosește și îl dăruiește spectatorilor și așa mai departe, nu intru în detalii, este, la un moment dat, este extrem de tehnic. Ce înseamnă limbaj? Înseamnă instrumente cu care lucrezi și ne întoarcem la povestea cu manipulatul. Sigur că ce manipulezi? Manipulezi un actor. Actorul, în opinia mea, e un recipient. Închipuiți-vă un recipient, un pahar sau o sticlă transparentă, de cea mai bună calitate, în care regizorul toarnă lichidul pe care îl dorește el sau materia pe care dorește regizorul și pe care actorul trebuie să o verse pe scenă, să zicem așa, vorbind metaforic.
Sigur că actorul astăzi se umple cu un lichid, mâine cu celălalt lichid, depinde de ce, cum e teatrul în care, dacă e teatru de repertoriu, este clar că... Dar în afară de a manipula actorul, un regizor bun manipulează obiectele. Iarăși este un termen interesant ce vă spun, adică deturnează obiectele. În mâna lui Purcărete, mai multe scaune pot deveni un pat sau pot deveni o scenă, sau o masă poate deveni o scenă, sau niște scaune reformulate pot deveni un tron, etc. O cutie de carton poate deveni o coroană și așa mai departe. Asta înseamnă, ideea este, trebuie să ne gândim cum realizează aceste lucruri ca ele să devină credibile. Și zicea bine Sebastian că toate acele pauze, tensiuni pe care reușește să le creeze, dacă cineva a văzut, de exemplu, spectacolul Faust, sunt convins că sunteți în sala persoane care ați făcut o călătorie la Sibiu și a meritat. Eu nu am lucrat la acest spectacol, deci pot să-mi permit să vorbesc liber despre spectacolul ăsta. Știți ce e fabulos aici? E fabulos pentru că acest spectacol are dimensiune populară. Asta e o teorie a mea. Ce înseamnă o dimensiune populară? Apropo de ce ziceai Sebastian cu, sau Silviu, ce ziceai de nișă. Sigur că e nișă, dar un regizor bun știe să se adreseze în egală măsură, cel puțin pe trei paliere de înțelegere. Și atunci, sigur că în momentul în care mesajul ajunge la categorii diferite de audiență, sigur, care se definesc prin pregătire, prin constanța la spectacol și așa mai departe. Nu judec, adică nu împart publicul în niciun caz, dar ele există, adică și trebuie să le amintim, nu avem ce face. Asta înseamnă că știe să spună povești așa pe românește. Important este când te apuci să faci un spectacol, să reușești să-l agăți pe spectator, să-și lase toate întâmplările diurne în foaier, care foaierul se presupune că e un fel de, nu, spațiu în care te detașezi de ce ai trăit în ziua respectivă. Un fel de purgatoriu, nu? Și vii în sală și te lași purtat de poveștile pe care ți le zice, uneori sunt niște gogomănii poveștile pe care ți le vând regizorii. Dar ele sunt frumoase și cu cât sunt mai mari gogomăniile, cu atât pleci mai atins de spectacolul ăla. Și apropo de fețele spectatorilor, Silviu, dă-mi voie să spun că ai spus că în Occident vin persoane care, nu e adevărat, la Tokyo au venit, tocmai s-a încheiat un periplu, nu mai știu, 30 de spectacole în 5 orașe, vin cu miile, pentru că sălile sunt foarte mari, și se aplaudă jumătate de oră după, adică, iartă-mă, asta nu înseamnă nișe. Nișe înseamnă ce e aici în sală. Adică sunt 200 de persoane care doresc să afle niște lucruri interesante de la asta, înseamnă nișe, după părerea mea. Nu mii de oameni, sau ani de zile în care se joacă un spectacol și vin unii cu Lut Hansa la Sibiu să-ți vadă spectacolul. Aș vrea să nu intrăm într-o zonă de ipocrizie cu o modestie care e bună de altfel, dar la Tokyo să, cel puțin vorbesc de ultimul eveniment la care din fericire am participat, e al treilea spectacol pe care îl facem la Tokyo Metropolitan, care este cam cât Julius Mall din Cluj, sau din Timișoara, nici nu mai știu care e mai mare, nu contează.
Nu asta e important. Important e că ai fost chemat de câteva ori și vei mai monta la anul încă un spectacol. Asta înseamnă că limbajul pe care îl folosești e un limbaj care este accesibil într-o lume destul de fragilă și ciudată, în care ce facem noi pe scenă concurează cu TikTok sau cu alte forme de de pierdut timpul, care sunt destul de puternice și care vin din urmă ca balaurul cu 7 capete. E adevărat, ele sunt puternice, dar teatrul rămâne în nișă, poate. Și totuși, de ce vin cu miile la teatru? Celelalte sute de mii se ocupă cu TikTok-ul. Da, da, dacă socotim că sunt 25 de săli cu 1400 de locuri, iertați-mă. Asta și doream. Ca să vedem despre ce e vorba. În raport cu interesul pentru spectacol, în general, teatrul rămâne o nișă. La Tokyo, care este un caz excepțional, pentru că s-au jucat 30 de reprezentații într-o sală de 1000 de oameni, deci să zicem, sunt 30.000 de oameni, care reprezintă cam jumate de stadion la un meci de fotbal mai acătării. Despre asta, de asta vreau să spun, nu altceva. Interesul pentru teatru este totuși în toată lumea, proporțional, unul limitat. Sălile de teatru au până la 1000 de locuri, ceea ce e deja excepțional și nici nu e foarte bine. O sală de teatru adevărată ar trebui să aibă între 200 și 300 de locuri, după părerea mea. Pe stadioane sunt sute de mii. Și eu vreau să te contrazic și o să spun în felul următor. Da, e adevărat, procentual vorbind, e perfect ce spui. Doar că efectul pe care îl produci tu sau teatrul pe care îl faci în 10 ani este altul pe care îl produce în masă mersul la fotbal. Și să zicem, sigur că sunt spectacole de fotbal foarte frumoase, ideea este ce auzi când mergi la un meci de fotbal, că noi nu te duci și te uiți la un meci de fotbal, ci este inclus toată zoofilia, tot ce se întâmplă în jurul urechilor tale acolo. Adică e o chestie foarte interesantă. Și ce produce teatru peste 10 ani, fotbalul produce foarte repede. Iar mediile acestea, vreau să vă aduc aminte, așa ca o paranteză, că televiziunea a fost inventată de americani, știți, secolul trecut, nu pentru divertisment, ci pentru advertising. Au fost cu 100 de ani. Nu. Teatrul și musicalul a fost pentru entertainment, este altceva. Deci, sigur că i-au perfecționat povestea asta cu telefonul, dar nu insist. Mai să revenim la mijloacele cu care lucrezi. Vreau eu să te întreb, știi că mi-aduc aminte că Iosef Sava spunea despre Fedra, parcă nu, că e ca o simfonie, că este ca o... De ce crezi că spunea, afirma Iosef Sava, dacă vă aduceți aminte? Mare om de cultură, din păcate, unii dintre noi l-am prins și am avut șansă să-l prindem. Nu l-am prins pe Mirciulică, ne cerem scuze. Era o întrebare, de ce crezi? Eu am explicații, dar de ce crezi tu că... Dacă ai explicații, explic pentru că eu habar n-am. Nu, eu vreau probabil să că i-a plăcut. Probabil, asta bănuiesc, probabil că i-a plăcut. Nu, eu cred că are legătură foarte tare și cu ce zicea Sebastian. I-a plăcut foarte mult spectacolul, a găsit structuri muzicale în gramatica construcției spectacolului, care i s-au părut remarcabile și le-a apropiat cu cele din muzică. Mie mi se pare un compliment, nu? Asta cred că este mai mult decât un compliment, este o
conspirare a mijloacelor cu care lucrezi. Informația, background-ul tău muzical, Silviu, da, mă rog, care este important din zona clasică, da, este una din, să zicem, o parte din bagajul pe care tu l-ai consistent, știi să-l folosești în construcția spectacolelor. Adică, ce înseamnă? Acum trebuie să mă încep să mă opun laudelor voastre, nu înțelegi? Dar eu nu, acum nu te lăudam, eu acum încercam să demontez un pic din mijloacele cu care lucrez, iartă-mă. Nu era laudă, trebuie să explicăm oamenilor cam cum lucrăm. E adevărat, este important ce ai spus, este important de văzut cum s-ar putea ca oamenii să vadă spectacolele. S-ar putea să fie... Probabil, fără îndoială că sunt persoane care au văzut, dar cele mai multe informații le capătă văzând spectacolul mai mult decât da, este adevărat. Noi, deci asta este... Iosif Saba, înțelegem de ce a spus. Pentru că am spus adineau, gramatică nouă. Ei, bun. Sau pur și simplu poate un mijloc nou, un mecanism nou. Ei, ce aducea Silviu Purcărete în spectacolele astea de la Craiova din anii 90 era un lucru totuși de neocolit, de spus că era absolut nou. El a inventat un personaj extraordinar, Corul care este un personaj format din mulți oameni, nu 10 oameni, 50 de oameni, 30 de oameni. L-a inventat Corul. În Fedra, de exemplu, protagonistul tramei, adică al întregului scenariu mitologic de acolo, protagonistul este Corul. Corul manipulează sau acționează acolo. El este actantul, actantul principal. Da. Și Corul nu este o ființă subiectivă. Un băiat frumos, o fată frumoasă, o sensibilă sau nu. Corul este o realitate copleșitoare. N-are chip, n-are umor, are umor, dar nu are, să zicem, o psihologie individuală. Este un suprapersonaj și care acționează acolo mânat de niște legi mitice, obiective. El acționează conform unui regulament. Unui regulament arhetipal, a unui regulament comunitar important, e o antropologie acolo. Și e o structură, nu-i așa, vastă, trebuie să vă imaginați că un astfel de personaj are nevoie de suprafețe enorme. Că era vorba despre, nu, scena întreagă dusă până în capăt, fără cortine, fără nimic altceva, spații enorme pe care trebuia să desfășoare acest cor, care ce făcea? Pășa, de exemplu, se muta dintr-un loc în altul. Pe asta ce acțiune era? Era o acțiune muzicală. Ascultai ritmul ăsta, se oprea, își ofta, după care începea să scandeze, să vorbească, se oprea, icnea, dădea porunci, făcea imprecații, blestema, atrăgea atenția asupra nenorocirii care vine. Ăsta era copie. Nu s-a mai văzut până atunci așa și ceva. Ce mijloace a folosit? Adică cum uneai toate corpurile astea? A, bine, sigur că era o structură coreografiată impecabilă, dar era impecabil coreografiat. De ce? Pentru că, tocmai pentru că trebuia să producă ritm, pauză, auftact, cum să zicem, suspendarea timpului. Nu? Din asta se făcea spectacolul ăsta. Și pe lângă acest personaj monstruos și fabulos, care era Corul, apăreau personajele individuale, care erau ca niște insecte, care se vedea bine că puteau fi în orice clipă strivite de acest miriapod enorm. Ei, dar cum îl faci credibil? Văzut, nu s-a mai văzut la cum, teatru. Cum faci credibil? Cum construiești imaginea asta? Pentru că la Fedra, poate spectacolul meu preferat. Ce, Fedra? Da, Fedra este o schimbare de
istorie. Eu cred că acea idee cu acea noapte permanentă, de fapt, este rezolvarea întregului spectacol. Și care cumva avea legătură și cu sonoritățile și cu o idee. Adică, ce vreau să spun cu asta? Nu, trebuie să ne gândim că întotdeauna ideile simple, nu cele căutate, nu că rezolvă. Ele sunt organic antrenează tot mecanismul spectacolului. Și mai e un secret, adică nu e de fapt un secret. Știți ce se întâmplă cu regizorul Purcărete? El citește foarte bine textele. De fapt, uneori, dacă citiți textele respective, găsiți rezolvarea în textul respectiv. O să, dacă ați văzut spectacolele, vă rog frumos citiți textele și o să vedeți că tot ce face Purcărete pe scenă este în text. Da. Este foarte simplu. Țin să mai spun un lucru la care eu țin foarte mult. Bun, imaginați-vă acest personaj teribil, Corul, care se mută, vorbește, tace, se retrage, șuieră, bun, și face totul în scenă, e protagonist. Știți ce se întâmplă cu ocazia asta? Se mută problema unui scenariu dramatic, se mută problema de pe inevitabila eroare individuală care produce după aceea suita de consecințe. Nu, cineva greșește, comite un păcat, comite o eroare. Mută problema scenariului și a secretului de pe inerenta eroare care este a individului, o mută pe problema ordinii inevitabile, obligatorii, cu necesitate, din care este alcătuită lumea. De fapt, e vorba de un cosmos acolo. Ordine. Adică, spectacolul acela, să zicem, nu, ce produce? Produce în permanență alcătuiri și realcătuiri ale unei ordini inevitabile. Cel mai ușor lucru e să spui, eroarea, s-a comis eroarea. Eroarea ce este? O inabilitate psihologică. În permanență omul individual cade în eroare. Și cu asta s-a terminat problema și a literaturii, și a teatrului, și a oricare, și a religiilor, poate. Habar n-am. Nu, s-a terminat problema, e foarte simplu, e un enorm loc comun, un stereotip, cu care însă ne umplem pasiunea pentru viață. Dar cred că miza a artistului adevărat nu este să-mi arate cum trebuie să reparăm în permanență erorile inerente ale individului, ci trebuie să ne arate din ordinea din care este constituită lumea asta. Ordinea din care nu putem ieși, în care suntem captivi în mod tragic și fericit în același timp. Așa cum sunt spectacolele lui Silviu Purcărete, că sunt tragice, unele sunt atroce, dar niciodată nu sunt altfel decât fericite. Adică produc extaz, produc bucurie, produc o sănătate. Sănătate. Eu cred că spectatorul când se duce la teatru, el trebuie să se ducă ca să iasă mai sănătos de acolo, la trup, să se simtă bine, să fie sănătos, să îi se pună în ordine funcțiile. Să se reorganizeze funcțiile lui organice. Asta trebuie să se întâmple la teatru. Sau să pună mâna pe carte. Sau după ce citești o poezie. Dan Coman, confirmați că dacă citim poezie, după aia cititorul trebuie să intre într-o stare de ordine. Nu de dezordine. Nu? Sau? Nu trebuie să îmbolnăvească. Nu știu, eu tot timpul am crezut pe Naum că poezia e floare la ureche și că poezia are efect și asupra celui care nu citește poezie. Cred că și în cazul teatrului e la fel. Ieri, seară, când a avut loc, înainte de lansarea Infinitezimalului, veneam din piața mică încoace și brusc, eu nu știu că domnul Purcărete e aici, și brusc în piața mică îl văd pe Silviu Purcărete, în Bistrița. Și prima dată, prima reacție a fost
Cum? Și venea, oamenii treceau pe lângă el, n-aveau nicio treabă, domnul Purcărete venea încoace. Și după aia mi-am dat seama că de fapt e foarte simplu, că zeii sunt de nișă. Și pentru că zeii sunt de nișă, pot să umble liniștiți prin Bistrița fără să-i recunoască nimeni, ceea ce e fabulos. Pe de altă parte, dacă tot sunteți aici, domnule Purcărete, eu am niște curiozități ca om care vine din afara teatrului, adică, mă rog, simplu spectator. Apropo de anii 90 de la Craiova, apropo de Tokyo, de Bistrița, că cine știe, poate colaborăm și aici. Curiozitatea mea e următoarea. Cum alegeți cu cine colaborați? Și dacă dumneavoastră sunteți invitat acolo propunându-vi se textele sau... Oare înțelegeți întrebarea? E, poate părea mai tehnic, dar eu sunt chiar curios. Adică, ok, dumneavoastră, spectacolele dumneavoastră se pot vedea peste tot în lume. Din Franța în Slovenia și din Ungaria la Sibiu. Și curiozitatea mea era legată cumva de asta. Cum alegeți cu cine colaborați și dacă dumneavoastră sunteți cel care propuneți textele? Și apoi mai am o întrebare legată de textele pe care le folosiți. Poate greșesc, normal, nu știu absolut tot, dar majoritatea covârșitoare a textelor pe care ați lucrat sunt texte mari, sunt texte clasice. Și întrebarea era, v-ați gândit, ați avut vreodată tendința să mergeți și spre literatura contemporană, spre teatru contemporan, sau doar textele mari pot da spectacole mari? De obicei se întâmplă că mai mult primesc sugestiile. Adică foarte puține cazuri au fost în care eu să am obsesia unui text sau obsesia unui lucru pe care să-l impun unui teatru. De cele mai multe ori ascult și cu mare ezitare primesc comenzi, ca să zicem așa. Adică cineva vine cu o propunere. De obicei sunt foarte multe propuneri din care eu reușesc să aleg ceva. Și abia acea alegere devine propunerea mea, nu știu cum să spun. Dar nu sunt genul de regizor, de artist angajat, care să aibă un program de vindecare a lumii, a societății, de îndreptarea relelor. Am spus-o totdeauna, nu cu modestie, ci din potrivă, că teatrul meu este unul, sau munca mea este una artizanală. Că cum face, știu și eu, tâmplarul care se scoală de dimineață și lucrează cu materia lui, cu gesturile și cu un soi de respect sacru față de materia pe care o are, fără să se gândească la nu știu ce, cam același lucru fac și eu. Sigur, nu mă scol de dimineață. Astăzi e deosebirea. Dar iau o materie pe care o tratez ca pe un ca un meșteșugar. Într-adevăr, marele meu regret e că n-am ajuns să fiu plastician. De fapt, asta ar fi fost fericit dacă aș fi avut talentul de să fac asta. Are visul meu și până la urmă teatrul îl fac tot pornind de la aceste lucruri. Acum, sigur că e o banalitate, dar eu sunt, fiind o natură aproape reacționară și nu orientată către progres, ci către stagnare mai degrabă, părerea mea e că lumea nu evoluează. Adică că lucrurile se învârt. Deci, din punctul meu de vedere, nimic nu s-a scris în materie de teatru, să spunem, de literatură dramatică, de la Eschil până în ziua de astăzi, nu s-au adus
modificări esențiale sau nu s-au adus vești despre natura noastră esențiale. Se spun în alte feluri, se repetă aceleași lucruri în moduri diferite ca să fie mai ușor de înțeles pentru lumea în care se trăiește, dar până la urmă este același lucru. Deci, într-adevăr, eu majoritatea mare a lucrărilor mele, a spectacolelor mele, sunt pe texte clasice. Pe texte clasice, nu în ideea că sunt mai bune, dar pentru că am simțit tot timpul nevoia unei distanțări. Adică asta e pentru că să fie o distanță între mine și text. Un text contemporan scris acum mă sperie, nu știu cum să lucrez, nu știu cum să pun mâna pe el, mă mușcă, mă zgârie, ceva ce... N-am tehnica apropierii față de un text care poate fi genial. Adică, sigur că, până la urmă, Eugen Ionescu, ce e Eugen? Este probabil cel mai contemporan dramaturg, cel mai aproape de contemporaneitate dramaturg pe care l-am lucrat, dar care e deja mare greutate clasică. Adică timpul, la un moment dat, timpul stabilește un soi de ștampilă care lasează... Deci în textele, cred că dacă aș fi putut să lucrez doar pe textele antice și textele lui Shakespeare, ar fi fost suficient din punctul meu de vedere. Și nu cred că... N-am citit nimic care din literatura dramatică contemporană care să-mi spună ceva nou față de ce citisem deja acolo. Deci probabil că asta e. Nu spun că e bine să fie așa, dar asta este felul meu, deci, de a lucra. E o distanță de care am nevoie față de un text. Eu cred, de fapt, Silviu, că textele sunt niște unelte în mâna ta. Pentru că am fost alături de tine, sunt alături de tine de 13 ani încoace și știu, văd, simt că ești preocupat, cel puțin tema morții, fie că prezența morții, fie că este moartea care vine, care se apropie, fie că e vorba de deprecierea noastră fizică, cum vrei tu, ai luat texte și le-ai folosit să-ți afirmi temele tale. Și asta nu ai cum să o negi cu moartea și cu bătrânețea, care sunt sigur întrebări majore, adică ne apropiem de... Bătrânețea, noi lucrăm de puțină vreme, da, sigur că mă preocupă că am îmbătrânit. Dar asta, pe vremea când eram tânăr, nu eram atât de obsedat de... Nu, de bătrânețe nu, dar de moarte, da. De moarte suntem toți obsedați. Unii da, unii nu. Și nu ești chiar atât de detașat. De exemplu, mie mi se pare că în pandemie reacția ta, deci ai ales Fontepel, Lugarul și moartea, ales să faci, eu nu cred că ai ales întâmplător în pandemie. Ai stat îngrozit în casă la Paris și te-ai urcat pe pereți și te-ai gândit. Eu nu cred că ai ales întâmplător textul ăla. Și eu nu cred că ai ales întâmplător Artaud în plin război. Eu sigur că n-ai folosit textul să povestești despre Ucraina. În mod sigur nu este așa. Evident. În mod sigur nu este așa. Adică dar nu am ales Artaud din pricina războiului, probabil că Artaud ar fi putut fi făcut mai devreme. Nu am ales Rugarul și moartea, fiindcă mă urcam pe pereți în pandemie, pentru că în pandemie eu am fost unul dintre puțini oameni fericiți, că am stat acasă, în vacanță, în grădină, timp de un an de zile. Și am dar eram cu toții speriați. Speriați mai mult sau mai puțin. Mă rog, eram sigur că da. Sigur că sunt teme care te obsedează și teme care revin controlându-le sau necontrolându-le.
Și bineînțeles că asta este una din temele care nu are cum să nu treacă prin toate poveștile de la Romeo și Julieta. Spune-mi vreo piesă în care nu există această temă. Poate Chirița, în Chirița... Sigur, nu. E, în Chirița, probabil, eu n-am pus Chirița. Dar dacă luăm toate temele importante, toate piesele mari de literaturii, e acolo personajul. Este adevărat. E acolo nu tot ce spun eu încerc să te provoc să înțelegem de ce am înțeles. Alegi. Nu, tot timpul de asemenea, tot timpul m-am ferit și m-am ferit organic, nu neapărat programat, m-am ferit ca ceea ce fac să aibă un ecou sau să aibă o legătură imediată cu realitatea, să aibă o legătură cu realitatea imediată. Deci faptul că a început războiul în Ucraina ar fi fost mai degrabă o piedică să aleg o piesă care să vorbească despre asta. M-am pățit, asta se întâmpla când a fost 11 septembrie, cât 2000, când a fost asta, World Trade Center, da. Eu lucram în Franța, un spectacol din 1000 și una de nopți, era bazat pe 1000 și una de nopți, în care decorul era făcut din niște, un fel de construcție, din niște rămășițele unui bloc metalic ars și care era identic cu imaginele, dacă le țineți minte, ghearele la care rămăseseră acolo. Deci în timp ce noi repetam pe scenă decorul făcut de Hedy Stürmer, chestia asta ne cheamă, veniți să vedeți la televizor ce se întâmplă. Și am stat frumos la televizor, am văzut cum cad turnurile și cum apare decorul nostru. E foarte greu, am putut explica după aia că decorul era pe scenă când au căzut. Și sigur că nu noi am fost de vină. La un moment dat a existat și ideea magică, domnule, în momentul în care face un lucru din ăsta, poate atrage. Dar în principiu asta spun că am avut o vreme intenția atunci să opresc repetițiile, tocmai pentru că părea o apropiere la prima mână de realitatea din prejur. Deci asta, mă feresc de detaliu actual, de legătura cu ce e actual și probabil că asta mă și împiedică să lucrez cu textele contemporanilor mei, care probabil mă detestă pentru chestia asta, pe bună dreptate. Dar este o infirmitate pe care o recunosc, dar care n-am ce să-i mai fac acum. Am răspuns cam la amândouă, nu? Sau nu? Da, da, da. Adică din punctul meu de vedere, da. Nu, eram chiar curios, adică mă interesa subiectul ăsta. Pentru că tot ați pomenit de visul dumneavoastră de a deveni pictor, mă rog, artist plastic. Sunt curios dacă dumneavoastră ați făcut mai mulți, mai puțini ani de coreografie. Adică, de ce întreb asta? Pentru că personajele colective de care vorbea și Sebastian, e un lucru într-adevăr absolut fascinant. Coreografia personajului colectiv e ceva uluitor. Și din câte știu eu, am căutat, recunosc, să văd cu ce coregrafi ați lucrat. Și nu prea apar coregrafi. Dacă vă uitați cum arăt, nu prea cred că sunt lumea. Da, a coregrafiei nu a dans. Trebuie să luați microfonul. Nu, sigur că ține într-adevăr ce e coregrafia. Este un combinație de plastică și muzică, nu? Deci ceva din aceste aplecări către lumea muzicii, către structura muzicală și către imaginea plastică. Și din chestia asta se trage coreografie. Da, n-avem cum să o numim altfel. Pe vremuri se numea mult mai simplu și chiar mai corect, mișcare scenică. Mișcare scenică, nu era vorba chiar de coreografie, dar mi se pare
normal să te preocupi de acest lucru. Și ca să precizez, apropo, într-adevăr, corul pe care, de care ai vorbit este un element care mă fascinează de foarte multă vreme, dar care este un element fundamental al teatrului, în principiu, cel puțin al teatrului european. Teatrul european, inventat, cum se știe, de greci, avea ca personaj principal corul. Ceilalți erau protagonistul, deuteronistul, sau cum știu cum naiba să-l zice, dar corul era cel care era personajul principal. Corul după care era constituit pe se manifesta coregrafic și muzical. Coregrafic și muzical. El a fost moștenit în linie directă de operă, deci în spectacolul european de operă, dar esența lui este una teatrală și într-adevăr este vorba de un personaj monstruos care nu-i compus din mai mulți oameni. El este el însuși o ființă cu multe capete și multe voci și sigur că e cel mai fascinant pentru că e cel mai misterios și îl întâlnim peste tot. Și ne întâlnim cu el în fiecare clipă. Și prin readucerea lui în calitate de protagonist al spectacolului, asta mi se pare fundamental, și anume că părăsim arbitrarul psihologiei individuale și câștigăm ordinea lumii, așa cum se afirmă ea, inevitabil, implacabil. Lucrul ăsta se vede pe scenă. Admiter, să știți că am făcut foarte multe spectacole cu puțini actori și fără cor, dar toată lumea zicea, dar dumneata faci spectacole așa cu mii de oameni în spații extraordinare. Nu, am făcut și foarte multe spectacole minimaliste, să le spunem, sau nu știu, în care nu existau, care erau doar era psihologie, nu era metafizică. Sigur. Dar Dragoș acum m-a lansat o temă. Adică am trecut în tonalitate minoră, ca să fim tot prin preajma lui Iosif Sava și muzicii, decât într-o tonalitate minoră însemnând mai tristă, mai interiorizată, mai tulburată, că ne-a spus sau ne-a sugerat măcar că totuși de la un timp, de niște ani, și aici trebuie să confirm și eu, adică am aceeași senzație, tu faci același spectacol, ce înseamnă asta? Faci Faust de câțiva ani încoace. Adică, sau tinerețe fără bătrânețe, tot aia. E vorba despre pactul ăsta pe care omul viu îl face cu cineva, cu o entitate, nu contează, sau, mă rog, se pune problema ca viața să fie într-un fel ori prelungită, ori să intre într-un alt registru temporal, pentru a cerceta, pentru a vedea dacă nu cumva moartea poate fi suspendată într-o măsură sau poate chiar risipită. Adică, într-adevăr, tema morții este în mod evident pentru oricine, cred, obsesivă pentru tine. Și de aia parcă simt nevoia să o rog pe Alexandra să ne citească o bucățică de text. Dintr-un basm românesc. Tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte. Supărat, plecă înainte fără a băga de seamă că barba și părul îi albise. Plecă înainte simțind că îi tremurau picioarele
și ajunse la împărăția lui tătâne său. Aici, alți oameni, alte orașe și cele vechi erau schimbate de nu le mai cunoștea. În cele mai de pe urmă ajunse la palaturile în care se născuse. Cum se dete jos, calul îi sărută mâna și îi zise: rămâi sănătos, stăpâne, că eu mă întorc de unde am plecat. Dacă poftești să mergi și dumneata, încalecă îndată și aidem. Du-te sănătos, că și eu nădăjduiesc să mă întorc curând. Calul plecă ca săgeata de iute. Văzând palaturile dărmate și cu buruieni crescute pe dânsele, ofta și cu lacrimi în ochi, căta să-și aducă aminte cât erau odată de luminate aste palaturi și cum și-a petrecut copilăria în ele. Ocoli de vreo 2-3 ori, cercetând fiecare cămară, fiecare colțuleș ce-i aducea aminte cele trecute, grajdul în care găsise calul, se pogără apoi în pivniță. Căutând într-o parte și în alta, cu barba albă până la genunchi, ridicându-și ploapele ochilor cu mâinile și abia umblând, nu găsi decât un tron odorogit. Îl deschise, dar în el nimic nu găsi. Ridică capacul chichiței și un glas slăbănogit îi zise: bine ai venit, că de mai întârziai și eu mă prăpădeam. O palmă îi trase moartea lui, care se uscase de se făcuse cârlig în chichiță și căzu mort și îndată se făcu țărână. Iar eu încălecai pe oșa și vă spusei dumneavoastră așa. Te fac frumos, după ce a ajuns la tinerețe fără bătrânețe și viața fără de moarte, plăcându-i să vâneze, cade în valea plângerii și locul ăla era interzis. Și faptul că a trecut dincolo are o consecință teribilă. Lui Făt Frumos îi se face dor. Și atunci va trebui să părăsească teritoriul ăsta în care timpul nu mai avea nici curgere și să se întoarcă înapoi la casa părintească. Eu eram convins că sunteți un artist care nu face pactul cu nostalgia, că nu sunteți un artist nostalgic, că nu, da, plătiți tribut acestei teme a istoriei care se prăbușește, produce în permanență ruină, ustiere, ustiește omul și în numele omului prezent din ce în ce mai pustiu. Dar acum, ce e? E un dor care, pe care îl trăiți acum, în ultima vreme? Un dor? Nu, n-am înțeles foarte bine. De ce această nostalgie? Adică, ce se întâmplă? Cum să facem? Cum să facem? Cred că după la începutul carierei mele a fost unul din motoarele principale ale. Da, tema asta. Bineînțeles, sigur, în toate felurile și în toate intensitățile. Da, adică m-a dominat și mă domină nostalgia. Nu știu că e bine sau e rău, dar asta oricum. Sau oricum există, da, dar chiar de pe vremuri, chiar de la începutul din spectacolele mele inițiale. Era un motor nostalgia. Nu cred că s-a întâmplat nimic nou în ultima vreme. Nu-mi dau seama ce puțin. Deci nu știu ce să... Da, așa vi s-a părut, că de câțiva ani a devenit o prezență foarte explicită tema asta a morții. Da, poate, se poate. Se poate, nu mi-am propus, n-am propus, dar probabil că se impune într-un mod. Și care în mod firesc, elementar, aș zice, se împletește cu erosul, cu nevoia asta extraordinară, cu o poftă enormă de a devora totul.
Mi-aduc aminte de spectacolul purnat al lui Pantagruel, unde cam tot timpul se mânca ceva, dar nu că se mânca, se devora ceva. La sfârșit se și devorează un om pâine făcut acolo, într-un cuptor, mă rog. Era de pe tema fundamentală a scrierilor lui Rabelais. Da. Pentru că aici, într-adevăr, trebuie să are dreptate Dragoș când spune ce mă interesează pe mine ca regizor este tocmai atenția foarte mare la text. Adică tot timpul îmi doresc și încerc atât cât pot să citesc textul cât se poate de corect, evitând clișeele, pentru că marele risc al lecturii este acela de a sprijini tot timpul pe niște clișee. Ori totdeauna literatura, mai ales când e de calitate, evident, are mici taine care sunt mai greu de dibuit, dar care sunt mult mai plăcut să le descoperi. Deci toate spectacolele mele, într-adevăr, pleacă de la text. Pleacă de la text și cred că dacă unde sunt reușitele faptului că am descoperit lucruri din text care nu sar în ochi de la început. Nu sunt evident. Mă contraziceți din nou ceea ce Caragios din partea mea s-o spun, dar tot timpul am avut sentimentul că nu sunteți un regizor care rezolvă texte. Caută texte și le rezolvă, adică le rezolvă scenic. Și am avut totdeauna senzația că sunteți un regizor care, aproape că indiferent de ce text iese în cale, el are de rezolvat o problemă a lui personală, o imagine a lui, o imagine împlântată undeva în ființa interioară a creatorului care sunteți. Și că alea de sunt aici și în textele respective. Acele lucruri se află și în textele respective, sigur. Da. Găsesc ceea ce îmi spune mie, ceea ce vorbește mie. Ceea ce e normal, e o banalitate, se întâmplă orice interpret. Da. Eu cred că ar trebui să rugăm, să întrebăm publicul dacă vrea să-l întrebe câte ceva pe domnul Silviu Curderete. E prea evident că am putea încă foarte multe lucruri să le spunem aici pe scenă. Deci nu mai le spunem. Ne oprim. Dar dacă vreți, adresați domnului Curderete o întrebare, dar nu Bucagiar, domnului Țărmure, Bună seara! Aș vrea să vă întreb ceva legat de Macbeth, pentru că l-am văzut la Cluj de câteva ori. Acum am venit de la Cluj tocmai pentru că voiam să vă întâlnim pe dumneavoastră. Am fost și la Faust, la Sibiu, dar întrebarea mea era legată de finalul de la Macbeth, pentru că mi-a plăcut atât de mult încât aș fi în stare să-l revăd la nesfârșit. Și voiam să vă întreb de unde v-a venit ideea de a-l concepe așa. Vă întreb pentru că, de exemplu, la Festivalul Interferențe, acum la Cluj, cineva din sală tot insista și îl întreba pe Bogdan Jolt cum de s-au gândit cu toții la finalul respectiv. Și el a zis foarte sincer, așa a zis domnul Purcărete și noi așa am făcut. Deci de asta am zis să vă întreb pe dumneavoastră. Cam așa le-am spus să fac, da. Și așa au făcut. E fabulos, oricum, vă felicit din suplet, îmi place, e extraordinar. Trebuia să găsesc o imagine de scenă care să fie consonantă cu stilul și cu arhitectura spectacolului, textului scris de Ionescu, deci care a preluat trama de la Shakespeare, deci povestea, sigur, da. Shakespeareană,
și are scris-o, mutând accentele, schimbând perspectiva și transformând tot într-o farsă, exact, într-o farsă, da, grotescă. Și finalul era un discurs, era un discurs cu totul și cu totul aberant, care nu se mai termina. Și atunci, de fapt, asta era imaginea despre care vorbeați, că da, începe să se demonteze decorul. Da, rapid, e fabulos, da, da. Sigur că era. Lumea se amuza. Da. Mie mi s-a părut și eu un fel de metaforă. Bine, când am văzut prima dată, tocmai începuse războiul și cum am văzut și figurile acelea de pe afiș, eu aș mai fi pus și figura cuiva, nu dăm nume, că nu e cazul, și mi s-a părut că acolo ar fi și o metaforă, așa am văzut-o eu, sigur, dumneavoastră, când ați montat spectacolul, nu începuse încă războiul, dar mi-a plăcut ideea asta, că oricât își ținea acel dictator, mă rog, discursul, lumea mergea frumos spre casă, actorii au apărut în hainele de stradă, plecau spre casă, deci era cumva o idee că lumea merge mai departe în ciuda dictatorilor și că până la urmă nu ei sunt în control. Așa mi s-a părut mie și mi-a plăcut și din punctul ăsta de vedere. Știu că se poate interpreta în foarte multe alte. Da, feluri. E adevărat, pentru că era un discurs care nu mai avea exact, niciun ecou și nu mai era ascultat de nimeni, ceea ce, mă rog, o speranță, așa. Da, da, mulțumesc. Eu vă mulțumesc. Bună seara. Domnule Purcărete, este evident că sunteți și un artist vizual. În momentul în care ați spus că v-ar fi plăcut să lucrați în domeniul artelor vizuale, în capul meu s-au legat foarte multe fragmente ale acelui puzzle pe care încerc în continuare să-l înțeleg în totalitate. Și spun acest lucru pentru că este evident că imaginile pe care le creați rămân în mintea privitorului, indiferent că este intermediată imaginea de un ecran în cadrul filmului undeva la Palilula sau în cadrul teatrului, spectacolelor de teatru. Și atunci am o întrebare legată de fapt de procesul de lucru dintre a regiza un film și o piesă de teatru. Mă interesează, sunt foarte curioasă în cazul dumneavoastră. E foarte complicat să vă spun, pentru că eu nu am o carieră cinematografică. Am făcut un singur film. Întocmai de asta vreau să de asta întreb. Film. Un film care chiar a fost desființat ca teatral. A fost acuzat că e un film foarte teatral, ceea ce e adevărat. Adică asta a fost intenția de a face, de a ne folosi de elemente ale limbajului, scenei, mai mult decât ale imaginii. Dar nu cred că a fost un alt mod de gândire decât cel pe care... Sigur că, într-un fel, lucrez la un spectacol care urmează să se repete, care îți scapă din mână la un moment dat. De fapt, eu nu sunt niciodată capabil să-mi urmăresc spectacolul, din ziua premierei, eu nu mai pot vedea spectacolele, deci ar putea să se întâmple catastrofe pe care eu să nu le mai știu. De spectacolul oricum are o viață a lui, spectacolul de teatru are cum o viață independentă, nu mai ai ce să faci. Ori la film, filmul e mai meticulos, reușești să faci mai mult sau mai puțin ce ți dorești sau măcar să repari ce n-ai reușit să faci și să dai o formă definitivă care nu se mai schimbă. Alminter, procesul tehnic e ușor diferit, sigur că dacă e altceva, dar nu am fost o altă persoană care să facă filmul. Că nu, nu știu, cred că s-ar fi putut. Și atunci undeva la Palilula a fost de fapt un pariu cu dumneavoastră să vedeți dacă puteți să creați un film prin mijloace teatrale? Nici vorbă. Nu, a fost o temă pe care am avut o materie de
niște povești. Au fost niște povești care m-au fascinat și care mă gândeam că trebuie făcut ceva cu ele și mi se părea că sunt foarte filmice și că se poate face un film. Nu se puteau face pe scenă, nu avea sens, dar un film, de ce să nu încercăm să facem un film? Că nu a fost niciun fel de pariu, dacă era pariu, îl făcea mai devreme. Mulțumesc! Se constată că lucrurile sunt lămurite, se constată că domnul Silviu Purcărete ne-a lămurit pe toți. Eu sunt foarte bucuros de această întâlnire, sunt foarte bucuros că Silviu Purcărete a acceptat să vină aici și mă încearcă așa o bucurie cu fior cumva. Și când am această stare, îmi vine ori să cânt un cântec, ori să spun o poezie. Și pentru dumneavoastră, ca să nu vă speriați că n-o să cânt, o să spun măcar o poezie. S-a pronunțat de mai multe ori cuvântul gramatică aici. Gramatică, gramatică. Și mi-am amintit un poem, o poezie de Ion Mureșan, pe care vreau să o rostesc aici în fața dumneavoastră și în fața dumnealor. Eu duc pe umeri steagul singurătății și nu-l duc spre locuri de desfătare. Mă opresc uneori și spun, trăiește-ți viața conform gramaticii. Pornesc mai departe și pustiu sună în aer fujnitoarele maluri ale trupului. Acum cânt, buchețel de trandafiri, ești tu, iubita mea, buchețel parfumat de trandafiri. Știu prea multe despre mine, și bine că nu mi-au crescut mâinile prea departe de grumaz, bine că nu-mi spânzură nervii de tavanul capului ca niște felinare într-o cârciumă și bine că nu se văicărește în mine destinul crezând că a nimerit în vreo rochie de mireasă. Acum cânt, buchețel de trandafiri, ești tu, iubita mea, buchețel parfumat de trandafiri. Singur, ca un țipăt în curtea spitalului. M-am rostogolit destul pe străzi, ca o bomboană m-am rostogolit. Mă urc pe acoperișul unei case, îmi lipesc buzele de horn ca de un muștuc de trompetă. Urlu prin fum, trăiește-ți viața conform gramaticii. Acum cânt, buchețel de trandafiri, ești tu, iubita mea, buchețel parfumat de trandafiri. Domnule primar, domnule prefect, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, îi mulțumim încă o dată lui Silviu Purcărete, domnului Dragoș Buhagiar, lui Sebastian Vlad Popa, domnișoarei Alexandra pentru această prestație. Sigur că merita să fie mult mai multă lume, ori veni altă dată, pentru că întâlnirea noastră cu Silviu Purcărete a însemnat, se înseamnă începutul unor discuții și a unei posibile colaborări. Ne vom întâlni și cu domnul primar și vom încerca să stabilim termenii unei colaborări pe care să o concretizăm într-o perspectivă nu foarte îndelungată. Până atunci, vă dorim o seară frumoasă, toate cele bune și vă mai anunț că în 17 februarie avem ocazia unui concert simfonic extraordinar. Va fi prezent la Bistrița din nou Alexandru Tomescu cu vioara Stradivarius și va fi acompaniat de noua orchestră transilvană. Se va cânta concertul pentru vioară și orchestră de Max Bruch și Sinfonia Noua din Lumea Nouă de Antonin Dvorak. Apoi, printre evenimentele mari ale lunii, în 25 februarie, un eveniment dedicat și Dragobeteului și femeii, vom avea întâlnire cu concitadinul nostru Ștefan Pop și cu
Bianca Mărgean, o solistă a Operei Naționale Române din București. Vă așteptăm așadar și la celelalte evenimente. Vă mulțumim pentru participare și încă o dată numai bine!